Ea este Yumi, pisica magică. Yumi și prietena ei cea mai bună, Carte, au lăsat în urmă o viață de alintări și bunătăți și au pornit în căutarea stăpânei lor. Prin vindecări și scuturi, Yumi evită atacurile inamicilor și își salvează noi prieteni. Folosește-ți ghearele! Ghearele! Pisica blândă vindecă des. Bun venit la prezentarea campionului Yumi! Yumi începe jocul cu un punct în W, împreună. La activare, sare pe un aliat și se atașează de el, devenind imposibil de țintit, mai puțin de către turnuri. Rămâne cu el până rupe legătura sau se atașează de un alt prieten. Dacă un aliat folosește rechemarea sau se teleportează, îl poate însoți. Yumi poate sări oricând de la un aliat la altul. Trebuie să fie atentă când și de cine se atașează. Din când în când, următorul atac de baza lui Yumi împotriva unui campion inamic îi reface mană și îi oferă un scut. Scutul din buff și scut nu expiră și o protejează pe Yumi sau pe aliatul de care se atașează până e distrus. Dar cât timp e atașată, Yumi nu poate ataca inamicii. Yumi lansează un proiectil agil, care îi provoacă daune primului inamic lovit. Dacă ajunge suficient de departe, provoacă daune bonus și încetinește inamicii. Când Yumi e atașată, lansează proiectilul din poziția aliatului și îl direcționează cu mouse-ul. Dacă se detașează cât timp proiectilul e în zbor, acesta va zbura în linie dreaptă. E-ul lui Yumi, Iuțeală și Voioșie, are două cumuluri, fiecare îi oferă vindecare și un bonus scurt la viteza de mișcare. Dacă e atașată, partenerul ei primește bonusul și vindecarea. Abilitatea îi vindecă mai mult pe aliații cu viață puțină. Mi-ai văzut cumva, stăpâna? E cam din înălțimea ta. Cu capitolul final, Yumi zgârie rău. Yumi o deschide pe Carte și lansează valuri de daune, care țintuiesc inamicii după lovituri multiple. În timpul supremei, Yumi se poate mișca, se poate atașa de campioni aliați și își poate folosi E-ul. Stilul lui Yumi se bazează pe atașare, detașare și mutare de la un aliat la altul. Atașează-te și detașează-te de aliați pentru a-ți hărțui inamicii cu atacuri îmbunătățite și cu proiectile agile. Yumi e imposibil de țintit cât timp e atașată, dar nu are 9 vieți. Dacă partenerul ei moare, nici ea nu mai are mult de trăit. Stai cu ochii pe coechipierii un pic prea curajoși. O să toarcă de fericire dacă îi vindeci la momentul potrivit. Ador să-mi țin prietenii în viață! Ca să-ți dărâmi toți inamicii, mergi în prima linie cu aliații mai rezistenți. Țintuiește-ți adversarii în timpul inițierii, vindecă-ți aliații, apoi încetinește-i pe inamicii care se retrag. Acum, ucide! Ucide! Yumi se pricepe de minune la jocul de a șoarecele și pisica. Își conduce coechipierii în mijlocul pericolului, apoi îi salvează. Dacă vrei un campion de suport cu vindecări eficiente cu care să-ți protejezi aliații din prima linie, intră în joc cu pisica magică. Îi uimim împreună! Ca să afli mai multe despre Yumi și aventurile ei, dă click pe linkurile de mai jos. Gata cu pisiceala? Pe data viitoare!